E sânge din sângele tău, ok? Nu mă suporți pe mine, dar cu copilul ăsta ce ai? Tată, tu ai o fetiță? Tu ai un copil? E un copil cu copil. Și eu nu știu nimic de 3 ani de zile. Ce faci, iubire mică? Hai cu mamaia, hai. Așadar, trebuie să-ți asumi și o iei de nevastă, băiete. Totul este din cauza ta. De ce ai venit la ușă? Ce ai vrut să obții? N-am vrut să destram casa. Că se destramă. Te lași pe mâna mea să vezi dacă mai simți? Vrei să divorțezi de mama? Ne întrebă direct. Tu ești prost la cap? Cât mai forțezi nota? Acum să o aduci în casă să stea cu noi în casă? Ce căuta noră ta pe picioarele tale? Știi ce-mi doresc eu de la tine, nu? Da, știu. Cine e, mă, fata asta? Ea este Maria, mama copilului și prietena mea. Nu e pentru băiatul nostru. Păi nu e pentru băiatul nostru, dar trebuia să se gândească înainte să se cupleze cu ea. Când te-ai încurcat cu băiatul meu, nu te-ai gândit la consecințe? Copilul este al tău, nu? Poliția, deschideți! S-a întâmplat ceva? Este vorba despre soțul dumneavoastră. În episodul de astăzi, vă invit să urmăriți o dramă. Mai exact, drama unei femei dedicate atât ca mamă cât și ca soție. Elementul neprevăzut, care pe principiul dominoului o va conduce spre un adevăr crud, îl reprezintă un accident de mașină. Indusă în eroare până în ultimul moment de propria familie pentru bani, mințită și umilită în cel mai josnic fel, ea va decide să își părăsească familia fără să privească în urmă. Ce o determină pe protagonista episodului nostru să ia o decizie atât de radicală, nici nu vă imaginați. Soții Zamfirescu, Călin și Angelica au un fiu de 21 de ani, Dan. Sunt o familie puternică și fără lipsuri. Angelica și Dan au la dispoziție tot ceea ce își doresc și când își doresc. La reușita lui Călin în afacere a contribuit mult și Angelica, astfel că după ani de muncă, cei doi soți dețin o mare firmă de imobiliare. Suntem căsătoriți de 23 de ani și eu consider că suntem o familie fericită. Ca să ajungem unde suntem astăzi, am muncit din greu. Mare parte din timp, Călin și-l petrece între firmă și întâlnirile cu partenerii de afaceri. Cum pentru un om puternic este necesară o mașină pe măsură, Călin apare în fața vilei cu ultima lui achiziție, un bolid. Ce? O, tată! Ce faci, tăticule? Ce faci, tăticule? Ia zi! Ce faci? Mi-ai luat mașină! Mi-ai luat mașină ca să tac din gură, tăticule! Uite. Tatăl meu bun, ce faci? Uite-te și tu puțin la ea, admir-o. Ia. Dă-o așa o... O privire de ansamblu, nu? O privire de ansamblu. Păi de ce să nu-mi dea? Până la urmă sunt băiatul lui. Mamă, și ce cruise zici, control. Manuală, deși aș vrut o automată, mă mulțumesc și cu manuală. Superb, ia uite frână de parcare la buton. Așa. Benzină 2.0. Are. Măi, frumos, are motor, are putere. Scaune în două culori, asta e culoare specială, de aia metalizată. Da. Oglinzi electrice, încălzire. Ce mașină? Ia uite, mamă, mi-a arătat asta mașină. Vezi ce mișto e, cum mă duc cu asta până la facultate, pe unde mă duc. Dănuț. Călin, ce-ai făcut? Ai luat mașina asta, Călin? Dă-te ea să iei de autură. Stai puțin, Dănuț și Angelica. Nu e mașina ta, Dănuț. Cum adică nu e mașina mea? Mi-am luat o mașină. Cum adică nu e mașina ta? Păi cum ți-ai luat? Stai un pic, Dănuț. Păi dar nu ți-ai luat anul trecut una nouă, la ce ți-a mai trebuit alta? Pentru mine nu mai există ziua de ieri sau ziua de mâine. Există doar prezentul. Și când ai bani, de ce să nu profiți? Am primit eu moștenire niște terenuri pe care Călin a decis unele să le vindem, altele să le parcelăm și să construim și uite așa am ajuns unde suntem astăzi. Aia i-am dat-o unui angajat, avea nevoie să facă deplasări, să facă... Excursii montane, probabil. Nu, pentru firmă. Da, mie îmi spui, ai vrut tu neapărat să schimbi mașina. Dragii mei. Și asta nu e a mea. Dragii mei, nu, stai puțin, lasă-mă să-ți explic. Hai să-ți explic. O mașină e o carte de vizită. Mă duc și eu la întâlniri importante, am desemnat niște treburi cu niște oameni. Știi foarte bine, hainele și mașina în ziua de azi sunt evaluate, contează, corect? Așa e, da. Așa m-a învățat tot timpul. Dănuș, lasă că o să vină și vremea ta. Tata nu și-a luat mașină, și-a luat aspirator de gagici. Mereu mi-au cerut câte ceva.
Nevastă mea a vrut casă nouă, i-am luat. Fiul a vrut scooter, i-am luat. Vacanțe, facultate, bani aruncați. Păi, până la un moment dat, de ce să nu investesc și în mine? Mi-ai promis că mi-e mașină. Dănuț. Mi-ai promis Dănuț. Că mi-e mașină. Ok, ai dreptate, recunosc. Dar știi ce rugăminte am la tine? Ce rugăminte? Haide să încep să vii și tu pe la firmă, să mai faci și tu o treabă, să te faci că faci o treabă. Și dacă într-un an de zile scoți, nu știu, un sfert din mașina asta, îți promit că ți-o dau ție. Și nu numai asta, eu mai adaug ceva. Să capeți un pic de experiență, că mașina asta nu este pentru început. Mă, dă-ți curma, mă, ai luat carnetul de o bună. Păi și care e problema, are șmecherie, tot mașina e volan, pedale. E prea puternică pentru tine. Vreau să-ți faci mâna pe una mai așa. Are dreptate, are și după aia, când o să stăpânești după un an, doi, condusul, luăm și o are trei pedale și un volan? Mulțumesc, e suficient. Nu. Mamă, lăsați-mă știi că te iubesc și eu te vreau în viață și sănătos, da? Sunt, mamă, în viață sănătos. Păi da, dar nu vreau mașina asta, mi-e frică. Corect. Mi-e frică mie. Tac acum, e mama de față și nu vreau să mai supăr și pe ea, dar am eu actă cu jocul tata. N-aș spune că e copil de bani gata, dar e pe acolo. Întotdeauna a primit ce a vrut, n-a fost ceva să zică că vreau și să nu-i luăm. Hei, s-o stăpânești sănătos dacă tot ai luat-o. Mulțumesc, vă iubesc, vă iubesc pe amândoi. Da. Ia ziceți, vă fac o tură? Eu, o tură, sunt nicio formă. Hai, am pe foc mâncarea de n-am cum și dacă o opresc acum și dau drumul, nu mai este bună. Faci cum o tură cu mașina ta, nu mă duci pe mine cu mașina asta. Dănuț, nu te supăra acum, la... Las că-i trece. Tata face multe treburi și crede că eu sunt la mâna lui, dar după cum se vede situația, piere la mâna mea și o să danseze așa cum îi cânt eu. La ce se referă oare Dan? Ce secrete ascunde tatălui? Cu siguranță o să aflăm. Deocamdată este evidentă supărarea adolescentului răsfățat pentru că bolidul cumpărat nu-i aparține. Fericit pentru noua achiziție, Călin își poate continua ziua de muncă. Se lasă amurgul peste București, traficul încă este intens, iar pentru Călin, pierdut în vâltoarea orașului, ziua de muncă încă nu s-a terminat. După câteva ore auzim niște bătăi în ușă care... Poliția, deschideți! Bună seara! Bună seara! Numele meu este Dan Tudor, sunt agent principal în cadrul Brigăzii Rutiere. Sunteți doamna Zamfirescu? Da! S-a întâmplat ceva? Când am văzut poliția la ușă, m-am gândit la un singur lucru. Că Fimiu a făcut o prostie. Întotdeauna face câte ceva. S-a întâmplat ceva cu Fimiu? A trecut pe roșu. Nu este despre... A văzut la volan. Nu, doamnă, nu este despre asta vorba. Nu. Atunci ce s-a întâmplat? Nu știu cum să vă spun, este vorba despre soțul dumneavoastră. În mod normal, nu acesta ar fi fost modul în care v-aș fi anunțat. În mod normal, ar fi trebuit colegii mei să vă sune, să vă anunțe, dar având în vedere faptul că domnul Zamfirescu mi-a fost prieten, în trecut m-a ajutat cu niște chestii, am preferat să vin personal să vă anunț despre acest fapt. Ce s-a întâmplat cu soțul meu? Îmi pare rău să vă spun, domnul Zamfirescu a avut un accident auto. Și dacă a venit poliția la ușă, e clar că e grav. A avut o viteză foarte mare. Noi am anchetat niște martori. Tot accidentul s-a întâmplat acum 2 ore. Am anchetat niște martori. Ne-au spus că circula cu o viteză foarte mare. S-a răsturnat, a pierdut controlul, a intrat într-un stâlp. Au fost colegii mei de la descarcerare, au venit pompierii să-l ia, l-au dus la spital. A murit? Nu a murit soțul dumneavoastră. Cert este că starea lui nu este tocmai bună. De asta am preferat să vin să vă anunț. Aș vrea să vă liniștiți un pic. Vă stau la dispoziție, v-am mai spus, dânsul m-a ajutat foarte mult pe mine în trecut și de asta am preferat să vin să vă anunț astfel. Am avut gura aurită. Și i-am zis de atâtea ori să nu alerge cu mașina. Da, mulțumesc. Merg să mă schimb? Sigur că da, doamnă, da. Mulțumesc. Mergeți. Frumos. Vestea accidentului cade ca un trăsnet din ceruri peste Maria. Din fericire, Călin este în viață, iar Dănuț trebuie să afle și el ce s-a întâmplat. Dănuț? Daniel? Ce vrei, mamă? Ce vrei? Ce mai e iar? Ce e? Ce, mamă? Ce-ai pățit? S-a răsturnat taică-tu cu mașina. Poftim? A intrat în stâlp. E vreo glumă proastă? Era singură mașină? Cu cine era? Ce s-a întâmplat? Hai că mă vestești pe drum, hai repede, hai! Hai mamă să ne schimbăm, să mergem repede, hai! Dacă îmi dădea mie mașina,
Nu o să întâmple așa ceva. Dan, cum te poți gândi tot la tine când tatăl tău este într-o stare gravă la spital? Important acum este ca Angelica să-și revină din șoc și să ajungă de urgență la soțul ei. Nu, mamă, că o să fie bine. O să fie bine. Cum o să fie bine? Ce a zis doctor? A zis că rămâne paralizat de la brâul în jos. Nu, mamă, lasă-mă prostiile astea, știi cum sunt doctorii. Poate o fi zis el așa ca să îi băgăm și lui ceva în buzunar, știi cum sunt doctorii. Și știe că avem o situație bună. Da? Daniel, eu cred că tu ești inconștient. De tu nu ai văzut că nu simte nimic la picioare? Tu nu ai văzut că te teste și analize iau făcut? Își revine. Tata e puternic, da? Își revine el. Dar câți piloți de curse, uite, spre exemplu, n-au fost în accidente de curse, n-au avut paralizie, au avut accidente și au revenit. Face terapie, o să avem grijă de el. Dar cum crezi că mie îmi pasă de alții acum? Nu, mamă, face terapie, o să fie bine, da? Tata e un om puternic. Ce terapie? Tu înțelegi că nu se mai poate? Că păi nu mai e nimic de făcut? Înțeleg, da, e terapia ca să poată să meargă, să fie bine. Până la urmă, oricum, i-a dat Dumnezeu o palmă, că la cât te-a făcut în viața asta și... Te rog să nu mai fii nesimțit. Nu vorbi așa despre taică. Tu, indiferent ce a făcut, e tatăl tău, da? Nu poți să am milă. În special pentru un om ca el, că el nu și-a respectat familia niciodată. Eu cred că tu nu știi ce urmează să se întâmple. Ce urmează? Tu nu ești conștient de ce urmează. Ai uitat când a fost bunica ta paralizată 3 ani? Da, știu, dar bunica da? A fost mai în vârstă. A fost chin, da? A fost mai în vârstă bunica, da, tata e mai tânăr, jevine. S-a fracturat coloana vertebrală, nu mai poate să meargă, tu înțelegi? Chin și jale va fi de acum încolo. Ridică-l, așează-l, întoarce-l, spală-l, schimbă-l, îmbracă-l, dezbracă-l. Este legumă. Dacă aș ști mama cu adevărat ce făcea tata, l-a lăsat acolo să zacă în căruciorul cu rotile. Gata cu aroganțele, gata cu femeile, gata cu cluburile, gata cu distracțiile. De mâine te duci la firmă și trebuie să-i preiei locul lui taică, tu ai înțeles? Îl preiau, nu-i problemă, știi că mă descurc. Dar deocamdată important este ca tata să facă fizioterapie sau ce să faci, ce ți-a spus doctorul, te mai duci tu și mai întrebi așa. Și cineva să ocupe de el, vedem noi ce, cum, în ce fel. Important să facă știi bine. Știi ce înseamnă asta? Că avem nevoie de banca de aer. Vedem noi cum o scoate la cap. Important tata e să fie bine în momentul ăsta, da? Îmi doream ca fiul meu să mai copilărească, că are doar 21 de ani. Dar nu avem încotro. Trebuie să preia frâiele firmei pentru a avea bani. De mâine te duci în firmă. Eu acum plec la taică tu. Bine, hai. Nu vreau să aud altceva. Știu eu ce am de făcut, ca să-mi fie mie bine de acum încolo. Cumplita veste schimbă complet raporturile de forțe și de priorități ale familiei Zamfirescu. Dan va învăța lecția responsabilizării, preluând conducerea firmei, iar Angelica își va dedica tot timpul îngrijirii lui Dan. Dar rămâne totuși un mare semn de întrebare. Ce îl determină pe Dan să fie atât de rece și distant față de tatăl lui? Deci nu cred! Ce faci, mă, aici? Păi ce faci aici? Cum ce cauți aici, Maria? Ca să ce vrei? Ce mai vrei? Ți-am dat destui bani? Ce mai vrei? Știi foarte bine nevoie! Ca să ce? Ca să ce? Știi tu foarte bine! Dar ce eu sunt bani că ți-am dat destul? Acum vii aici! Nu mi-ai dat destul. Dar vorbește mai încet, aici vii, acum! Pe mine nu mă interesează situația în care se află ei acum. Mă interesează doar de mine. Am nevoie de bani. Știi foarte bine că nu mă pot descurca. Hai, ajută-mă, te rog. Nu știu, du-te într-o casă mai mică. Închiriază o garsonieră, fă ceva, angajează-te. Unde să mă duc, frate? În ce garsonieră să mă duc mai? Eu ce sunt, bancomat? Apeși, bagi pinul și bani, gata, bani, dineros. Tu poți să înțelegi că am nevoie de ajutor, hai. Ia mâna asta de pe mine. Deci nu știu ce să fac ca să scap de fătuc asta, cu cât îi dau mai mult, cu atât vrea mai mult. Am nevoie de bani. Ce știi, tu foarte bine situația în care mă aflu, știi că n-are cine să mă ajute. Măi, fată, lasă-mă în pace, ți-am rugat să mă lași în pace. Să te las în pace, de fiecare dată lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Știi foarte bine care este situația și tu lasă-mă în pace, asta pot să spun. Măi, Maria, tata e după Maria, tot timpul. Tata e după ușile astea în spital. Nu știu dacă o să mai scape. Și ție ți arde să vii să-mi ceri bani. Și eu ce să fac? Da, asta mi arde mie acum. Știu ce să fac. Nu știu, găsește un apartament, găsește o garsonieră, fă ceva. Ce vrei să fac eu acum? Unde să găsesc? Căutăm tu și plătește-m și chiria și avansul și tot. Nu mă interesează. Nu te interesează. Păi niciodată nu te interesează. Scuză-mă pe mine. Nu îmi dă, o să le spun tuturor adevărul. Nu cred că le pică bine. Nu te interesează, tot timpul pe tine nu te interesează. Te interesează pe tine măi, ceva? Măi, fato, te-am rugat să mă lași în pace, să ai zis că te caut eu, tu vii aici peste mine. Bine, mai hai, te rugă frumos. Mai un... Ia mâinile astea murdare de pe mine. Ce? Ce vrei să obții aici? Ce poate iese mama și te vede acum, așa, da? Așa, mă vede și îi spune adevărul. Ce? Cum să-i spun adevărul? Băi, ai luat o razna cu capul. Nu-i nici momentul să mă vezi, nu este nici locul în care să mă vezi și nici timpul în care să mă vezi, pentru că tata e acolo și nu știu dacă mai scapă, da? Și sincer, nu mi-arde de tine în momentul ăsta. Dar nu mai dau bani. Este bine în situația în care mă aflu.
cu eu în momentul ăsta? Trebuie să scot banul, că altfel vorbește ce nu trebuie și probabil cui nu trebuie. Nu, nu mi-este plăcere. Ce mai, nu mai țipa. Nu mai țipa. Lumea ești la spital, dacă nu ridic tonul puțin la tine, frate, da. nu reușesc să fac nimic cu tine. Știați, pentru tată, ia așa. Ia așa, că nu știu să mai fac cu tine, ia așa. Ăștia să-ți ajungă, ia așa. Hai, ia așa, nu te mai uita la ei. Cum sunt prea puțin? Ia așa, te descurci. E timpul să fiu răsplătită. Ce să mă fac eu cu tine? Ce? Uite, ajung să nu te mai suporte, ții care ia după mine, mai urmări până aici, ce se întâmplă? Ți-am spus că am nevoie de ajutorul tău și ești foarte bine situat. Ăla-i ajutorul, te descurci, la revedere. Stai puțin, băi. Băi, te descurci, la revedere, nu mă interesează. Ce ascunde Dan? Maria, tânăra pe care tocmai ați cunoscut-o, pare să fie o cunoștință mai veche de-a lui Dan. De câte ori această tânără are nevoie de bani, Dan, parcă din obligație, se conformează și o ajută. În săptămânile care au urmat, Călin a fost externat și adus acasă. Pronosticul privind vindecarea acestuia nu este încurajator, deci Angelica trebuie să facă față unei realități triste. Soțul ei va rămâne imobilizat în scaunul cu rotile. Faptul că o revedem pe Maria însoțită de o fetiță prin preajma vilei lui Dan, sigur nu este o coincidență și riscă să complice lucrurile. Mergem la tati și spune că ne-a fost dor de el, da? Ca să ne dea multe jucării. Și ca să ne dea și mai multe jucării, va trebui să bați tu la ușă, da? Da, mami? Bravo, mami! Ești o fetiță foarte deșteaptă, foarte inteligentă. Haide, hai ușor. Ia, bați tu la ușă? Hai, bate tu cât poți de tare la ușă. Așa. Mai tare, mami, mai tare. Așa. Altă soluție nu am, de aceea am și venit copilul aici. Dan! Dănuț! Da, tată. Vino și bate cineva la ușă, tata, și nu poți să văd cine. Trec, deschide tu, te rog. Strigă, tati. Tati! Ce faci? Deci eu îi spun că nu vreau să o văd, că vreau să dispară din viața mea și ea vine cu copilul la ușă. Ce faci mai aici? Ce cauți aici? La socoi. Păi am venit că am nevoie de pași. Ce faci mai aici? Aici? Acum? Aici vii? Păi și unde? Tu chiar nu gândești? Nu ai un pic de cap? Cum adică vii aici? Păi tu cum crezi că poți să crezi Maria? Un copil singură și... Mai ales că am atâtea cheltuieli cu ea, a venit proprietarea, ne-a dat afară din casă. Ce fac în situația asta? Dorm pe stradă copilul ăsta? Tu crezi că e ușor să crești un copil? Crezi că un copil gata, crește mare, cum l-ai făcut? Eu înțeleg că lui este frică să nu afle maică sa și toată familia. Dar eu ce să fac în situația asta? Dacă o vede maica mea, pasta mică, nebunește de tot. Ți-am spus de atâtea ori, vin eu, vă văd eu, facem cumva să ne întâlnim, dar nu vii la ușa casei mele. Mă, tu gândești un pic, ai un pic, ce ai în capul ăsta în afară? Dar gândește și tu că este sânge din sângele tău. Tu trebuie să mă ajuți. Înțelege? Uite-te și tu cum seamănă cu tine. Uite, nu ți-e milă de ea. Și nu ți-am dat, mă, destul până acum? Ei, mi-ai dat destul. Și ce? Crezi că mă ajută banii? Crezi că grădinița, toate cele, mâncarea, chiria, întreținerea ta, tu știi cât vine o întreținere, serios? Ți-am dat destul până acum, Maria, da? Mi-ai dat destul, ce mi-ai ți-am dat destul? Frate, nu mi-ai dat nimic destul. A făcut copilul pentru că a vrut ea, este responsabilitatea ei, prin urmare decizia ei. E sânge din sângele tău, ok, nu mă suporți pe mine, dar cu copilul ăsta ce ai? Ce ia banii ăștia și plac. Ce se întâmplă? Cine-i fata asta? Hai, spune adevărul, spune cine. Hai în casă, mamă, să vorbim. Cine e copilul ăsta? E copilul tău? Dă-mi, te rog. Pleacă, te rog. Cum să-i spun adevărul, că n-am cum să-i spun. Eu înțeleg că acum se află într-o situație critică, dar a mea e și mai critică. Spune adevărul. Te rog, frumos, să pleci. Dar nu-ți e copilul tău? Ok, eu să plec, dar spune adevărul. E copil. Mamă, hai în casă să-ți explic. Hai în casă, te rog eu. Hai la revedere. Sper să aibă curajul să-i spună adevărul, măcar el. Discuția celor doi ne convinge tot mai mult că Dan este tatăl micuței Alessia. Doar că el nu vrea să-și asume responsabilitatea de tată. Siderată de cele auzite, Angelica vrea să afle adevărul. Deci Dan nu mai are cum să se eschiveze. Ce vă certați în halos? Ce s-a întâmplat? Mamă, deci nu vrei să știi ce a făcut fitul? Ajută-mă și pe mine să ies de aici. Ce să te ajut pe tine să... Tu ce știi ce a făcut fitul? Da, scoate-mă și pe mine de aici, te rog. Scoate-mă pe tata. Tu știi ce a făcut fitul? Ce-ai făcut? Păi întreabă-l pe el ce a făcut. Întreabă-l pe el cine era la ușă. Să-ți explice el cine era la ușă. Cine era tată la ușă? Era o fătucă de vreo 25 de ani cu o fetiță de 3 ani. Sânge din sângele lui.
Tată, tu ai o fetiță? Tu ai un copil? Da, tată, am copil. E copilul meu. Este clar de ce a mințit. Dar nu știu unde să se ajungă cu minciuna asta. Fetița are 3 ani și o cheamă Alessia. Așa i-am pus numele. Deci nu pot să cred așa ceva. Ce să mai... N-am avut curajul să vă spun în primul rând că am un copil, pentru că am 21 de ani. Copilul a fost făcut când eu aveam 18 ani. Când era în bac. Da, când eram în bac. Unde... Da, când eram în bac. Unde ai cunoscut o tată? Prin cluburi, pe la balul bobocilor? Prin club. După balul bobocilor, săptămânile ce au urmat, am fost într-un club cu prietenii. Am cunoscut-o, am ieșit odată de două, de trei. Și de nu stată, eu nu te-am învățat să te protejezi? Așa a fost, tata, așa a vrut Dumnezeu. Pur și simplu, tata, așa a fost. Într-o zi nu eram pregătit. Așa să mă proteje și așa a fost să fie. Măi, Dumnezeu, dar și să nu spui tu nimic 3 ani de ce zile. Ce vrei să spun, mamă, că am copil la 18 ani, n-am avut... Da, uite că s-a întâmplat, îl ai, măcar știa de el. N-am avut curajul și puterea să-ți spun asta. Să o luăm ușor, să vedem. Te gândești ce a fost în sufletul meu? Știu, la vârsta aia? Da, dar nu știu, te înțeleg foarte deci bine. Deci îmi tremură mâinile, nu pot să cred că nu un mai copil am spus. Calmează-te, hai să vorbim cu Dănuț ușor, ușor. Eu știu că sunt responsabil, sunt mult mai responsabil decât mulți din casa asta. La asta chiar nu mă așteptam. Lovitură după lovitură. În acte ai recunoscut-o? Nu mai contează, e a mea, nu e a mea, am recunoscut-o, este a mea, nu mai contează ce, cum, în ce fel. Da, tată, da, e bine, e bine. Este nepoțica voastră și fata mea. Eu pe fata aia nu o iubesc, i-am spus să mă lase în pace, că nu mai o suport, nu mai o închid nici cu un chil de rămâie, nu mai o suport. Auzi, și de ce a venit la ușă, de ce, ce vrea? Ce crezi că vrea? Copilul ăla cu ce să crește? Da. Cu aer? Îți dai seama că a studiat situația noastră și a profitat să-ți facă un copil. Păi nu e normal că un copil... Trebuie să ai foarte mulți bani, da, să crești și ca mamă, tu nu poți să muncești. Mama, până nu face copilul 3 ani să meargă la grădiniță, draga tu mea, nu poți munci. Profită și de situația noastră. Ascultă ce spun eu, că păi e pentru bani. Păi, profita și de situație. Ideea e că a apărut un copil. I-am dat cât am putut, da? Și buzunarul meu a avut o limită. Tată, trebuie să o susții. Nu, trebuie să o susții aici. E mama copilului meu. Deși noi iubesc, n-am nicio treabă cu ea. Stați un pic. Trebuie să o susțină. Nu este suficient că am făcut eu greșeli. Face și fimiu. Minte și el. Eu n-am vrut copilul ăsta de la bun început. Eu nu l-am vrut, nu l-am dorit. I-am spus să plece, să mă lase în pace. Nu l-am vrut. S-a întâmplat, l-am făcut, i-am spus du-te și lasă-mă în pace. Cum să faci asta? Du-te și lasă-mă în pace. Dragă, nu cer. Copilul are nevoie și de tată, da? Angelica. Nu doar de bani de la tată. Angelica, calmează-te. Nu mă calmez, știi foarte bine că n-am cum să mă calmez. Știi că eu sunt copilul ăla? Știi că eu sunt copilul ăla care a crescut fără tată? Cum să faci așa ceva? Angelica, nu... Cum să faci așa ceva? Nu m-a interesat! Dănuț! Păi foarte rău că nu te-ai interesat! Haideți să nu ne mai certăm, haideți să ne calmăm și să vedem situația la rece și ce putem să facem, adică ce trebuie să facem. Păi vă zic eu! Și pot să vă zic și în eu? În situația asta... Așa? Ce, mamă? Eu zic să o aducem aici cu fata. Ce o să fi, faci? Ce de să ce? Faci? De ce? Cum, mamă, de ce? Ai luat o razna cu capul? Ce? Cum adică? Să vină fata aici, ascultă, la noi în casă, ce aveți? E normal, e o reacție normală și o decizie normală, având în vedere că este implicat un copil. Ascultă de Dănuț, are 21 de ani, viața lui, ce face? Îi strici viața lui? Nu e, nu trebuie să o aducă. Eu nu mi-am dorit. Trebuia să se gândească la asta înainte. Angelica, judeci la nervi și nu e bine. Da, tata, ai dreptate, așa e. Asta zic, tata, cum să vină în coa? Eu nu mi-am dorit copilul, n-am vrut nici pe ea, nici copilul. Am înțeles, dar acest copil există datorită acțiunilor tale. Așadar, trebuie să-ți asumi și o iei de nevastă, băiete. Îmi este frică de situația asta. Eu știu că dacă ne jucăm cu focul, sigur ne ardem. Minte el, min și eu și așa e bine în casă. Cum să-l întreb, mamă? Uite așa! Nu, aveți un copil împreună, tată, o iei. Nu, stai liniștit, Dănuț, liniștește-te. Nu are cum să o ia de nevastă. Înțelege că n-are cum. Oi fi eu în scaun și nu mai sunt ce trebuie, dar nu o ia de nevastă, da? Măi, mamă, ce-i? Bine, nu e de nevastă, dar de adus aici o aducem, no, ca să mă asigur eu că copilul ăla crește cum trebuie. Ce sensare, ce sensare? Ce s-o aduc aici în casa noastră? Ai grijă de ea, domnul. Cum ce sensare? O să o aibă și pe maică sau o să-l aibă și pe taicăsu și suntem și noi aici, tot supraveghem. Păi, mamă, cum s-o aduci pe aici? Eu nu vreau nici pe aia, nici copilul, i-a spus, vrei să faci copilul, fă-l, e treaba ta, scapă de, fă ce vrei, nu mă interesează, că am ajutat-o cu banii, aia a fost altceva. Da? Dar cum s-o aduci în coa? Mă, tată, vorbește cu ea! Dar nu, stai liniște, nu te agita, Angelica. Haide să o luăm ușor, hai să ne calmăm.
Hai să ne gândim, nu are cum să o aducă în casă. Are grijă de ea, are grijă de fetiță, nu e nicio problemă. Da, am văzut, o să-i dăm bani. Are grijă. Angelica, o să-i dăm bani, stai liniștit, ajutăm și ne gândim să vedem ce facem. Măi, oameni buni, voi vă dați seama că fata asta nici nu se poate angaja? Cât poate să trăiască cu banii care îi dăm noi? Nu e mai bine să fim aici și noi suntem acasă și stăm cu copilul și fata se angajează. Ai tu grijă spune... de copil aici? Da, tu ești la firmă, taică tu e acasă, facem terapie oricum, eu sunt acasă să-l ajut pe el. Draga și uite că uite loc și pentru un copil. Nu ne gândim la asta, nu ne gândim la asta, lasă, Dănuț. Eu nu mai suport discuții, tata vorbești cu ea, faci ce vrei, nu mai mă interesează. Dănuț! Tata nu mă interesează, vorbești tu cu mama. Dănuț, lasă că vorbesc eu, ok? Cum să se însoare la 21 de ani? Este prea tânăr, e încă un copil. Trebuie să fac, să văd cum fac ca să-l ajut pe fiu. Și uite cum se inflamează situația din familie. Dan nu-și dorește copilul și nici nu este îndrăgostit de Maria. De aceea nu acceptă prezența celor două în vilă. Dar Alessia este o certitudine, Dane, și are nevoie de o familie lângă ea. Cine ar fi mai potriviți în viața micuței decât părinții și bunicii ei? Calată pe acest scop, Angelica vrea să o cunoască atât pe Maria, cât și pe nepoțica ei. Angelica, ești sub impulsul momentului. Calmează-te, la rece, vom găsi soluții. O să vedem și cu fata asta a lui și cu cea mică. O să găsim soluții, îi susținem, nu să-i lăsăm. Deci stai liniștit, a făcut și el o greșeală. Orice greșeală se plătește, nenică. Da? Dacă n-a fost cu capul pe umeri să bage la cap ce l-am învățat noi 18 ani și a făcut o greșeală, să-și o asume, nene. Se întâmplă. Tu n-ai greșit niciodată? Ba da, dar mi-asum. Păi? Da? Îl ajutăm. Oricare ar fi situația, eu trebuie să aflu cine-i fata asta, ce hram poartă și cum fac să o aduc în casă. Știi ce-mi doresc eu de la tine, nu? Da, știu. Discreție, distracție, momente frumoase și poți să fii sigură că vei avea tot ce vrei. Cât mai forțezi nota? Acum să o aduci în casă, să stea cu noi în casă? Cine e, mă, fata asta? Tată, ea este Maria, mama copilului și... Bună ziua! Bună ziua! Prietena mea. E un copil cu copil și eu nu știu nimic de 3 ani de zile. Dacă taci, ai avantaje. Dacă ciripești, ai de pierdut. Bărbații între ei își țin parte. În ce încurcătură am intrat nevinovată? Nu e pentru băiatul nostru. Păi nu e pentru băiatul nostru, dar trebuia să se gândească înainte să se cupleze cu ea. Ce faci, iubire mică? Hai cu mamaia, hai! Hai! Unde-i mami? Mami! Uite aici, aici! Vino să-ți dau ursulețul, hai, vino încoa! Vino, mă, iei în brațe? Da! Hai, să văd! Hai să ia mamaia în boate! O, Doamne! Ești cât pe ursulețul ăsta de mare! Ce faci tu? Tu, iubire, tu ce faci? Da. Tu ce cauți aici? Păi... Iar ai venit? Uite ursulețul, uite, ia-l în brațe. Stai aici lângă mamaia, da? Când am văzut că vine nevasta lui Călin, mi s-au muiat picioarele. Nu știam cum să fac mai repede. Deci nu pot să cred așa ceva. Sărumână. Nu pot să cred că știai și nu mi-ai spus. Mai bine plec acum ca să-mi fie mai bine mai târziu. Angelica! Mă, cine e, mă, fata asta? Cum să-mi facă, mă, Dănuța, așa ceva? Eu știu că bunicii acoperă toate greșelile nepoților. Dar să acoperi că are copil de 3 ani, Dănuț, și să nu-mi spui, asta e prea de tot. Trebuie să scot basma curată, că nu am ce să fac. Angelica, n-am vrut să te supăr. N-ai vrut să mă superi? Nu. Asta nu e un lucru să-l ascunzi. Nu trebuia să știu și eu că Dănuț are un copil? Te rog, iartă-mă pentru asta, dar n-am putut să fac lucrul ăsta, să-ți fac ție rău. Eu știu că soacră mea știe tot, dar să-mi ascundă 3 ani că Dănuț este tată, este inadmisibil. Cine e? De unde a luat-o? Că văd că o cunoști, că dacă a venit la mata? Da, o cunosc, dar s-a întâmplat. E vorba de nepoata mea și a lui Călin? Da, și... Cum da? Acum și... eu ce să fac? Am ascuns că așa fac bunicii până la urmă. Hai ascuns. O țineai la tine, nu? De aia nu mă lăsai să vin? Nu, venea nu. Să-i aducă bani? Nu. Cum nu? Stai. Nu. Fata stă cu chirie. Nu am eu treabă cu ea, nu o țin eu. Nu. Să descurcă singură.
Și a venit să mă vadă. Uite că nu se descurcă singură. Că a venit și la noi acasă, că a venit și la mata. Păi cum adică rău, se descurcă singură? Îmi pare rău că am ascuns lucrul ăsta. Te rog, iartă-mă. Deci nu pot să cred că mi-ai ascuns 3 ani de zile treaba asta. Nu pot să cred. Hai, Dănuț, ca Dănuț, că nu-l duce capul, dar mata, să nu-mi spui, e sânge din sângele meu. Trebuia să fac ceva, dacă știam, hai, găseam o soluție, te, nu? Te rog, calmează-te. Uite, om în toată firea, am ajuns să mint. Să nu distrug toată familia. Te rog, calmează-te. Ce să mă calmez, mamă, soacră? Ce să mă calmez? E un copil, are 21 de ani. E un copil cu copil. Și eu nu știu nimic de 3 ani de zile. Ce încurcătură am intrat nevinovată? Nevinovată? Da, eu... Nu, erai nevinovată dacă îmi spuneai de când aflai. Da? L-ai ajutat să-mi ascund așa ceva? Tu îți dai seama de unde o cunoaște, mă, pe asta? Ce e o stripăriță? Ce e? Masoză? Că la cum arată nu-mi dau seama ce poate fi altceva. Că e mamă nu prea arde. Oarecare, nu... O fată oarecare, nu? Vine, nu? Îți dai seama o fată oarecare care a distrus 3 vieți. Da? Pe alu Dănuț, pe alu Fisa și pe ei. Nu te mai supăra, o să ai și tu nepoțică, na, ce să facem acum? Am și o nepoțică, da, și vreau să știu de ea de la început. Nu? S-a întâmplat, ce să spun. Îmi pare rău, încă o dată, întâmplat. Îmi pare rău. M-am gândit la nepotul meu, era cu Bacu. Dacă eu îi spuneam toată problema asta, îl distrugeam, așa că am lăsat o baltă. Acum înțeleg de ce se cheltuiau atâția bani. Dănuț îmi cerea mie bani lui taică-su, lui bunică sa. Acum știu și de ce. Să-și crească copilul pe furiș. Vrea, nu vrea Dănuț, nu mă interesează. Eu o iau să stea la noi. Copilul trebuie să stea și cu mama și cu tata și eu, Dănuț trebuie să-și asume, da? Prioritatea ta principală este Călin. El are nevoie de tine acum. Ai înțeles? Mamă, soacră, Călin nu o să-și mai revină niciodată și noi trebuie să acceptăm treaba asta, da? Bun, dar după ce că și e bolnav... Și un copil s-ar putea să-l ajute... Să aibă psihicul mai ok, să treacă mai ușor peste faptul că nu o să mai meargă niciodată, poate îl va ajuta, nu? Nu fiu eu la bolnav, el mă gândesc. Nu o să-l ajute niciodată. De unde știm din până contra. Nu încercăm? Hai să încercăm. Nu, nu sunt de acord cu asta. Ce spui tu? Nu. Și ce vrei să fac? Să o las pe străzi? Că ai văzut, să nu descurcă. Are bani? Nu se... Păi nu se descurcă, că a venit și la noi la poartă să ceară bani. Păi decât să-i dau bani, nu mai bine o iau eu acasă să avem grijă de copil? Ai grijă de Călin, după aia vedem ce se poate mai întâmplă. Poate se împac, poate reușesc să legi o relație de nu cu ea. Așa? Nu e mai bine așa? Eu așa zic, trebuie să o iau la mine. În cazul ăsta vă descurcați singuri, eu nu vreau să mă mai leg ne la cap. Ne descurcăm singuri, dar deci... mergem să-mi dai numărul de telefon, te rog frumos, hai. Dan a preferat să-i spună bunicii lui despre existența Alesiei, ca în schimb să-și mintă părinții. Ciudat. Ei, dar de acum, la insistențele Angelicăi, Dan va trebui să-și asume rolul de tată. Hai, ușor. Bravo. Îți place? Vrei să te dai pe topogan? Hai pe topogan că te prind eu. Opa! Bravo, mami! Bravo, părul meu! Ce faci? Bun! Hei, ți-am zis tu de noi acum! Uite ce ți-am adus! Ce ți-a adus? Adus ia uite! Tăiare. Ia uite! Hai! Ce faci? I-am adus și lui Fita ceva! Păi da! Îți place? Mă mir cum de te mai gândiște să îi mai aduci și ei ceva. Mie banii nu mai fi ajutat și pe mine. Păi copiii mici vor jucării. Și iubire da? Vor, să știi, nu doar jucării. Și iubire, iubire îi dai tu, ai greșit, îi dai tu iubire. Multă da, iubire. Da, ești tu dreptate, dar n-am făcut-o singură. Poate. În momentul ăsta, sincer, nu prea avem de ales. Am venit aici să zic că am vorbit cu mama și vrea să te muți la noi ca să creștem împreună copilul. Am înțeles, am înțeles. Așa. Și taică tu? Hai. Ce se întâmplă cu el? Ușor? Cum? Taică tu, ce se întâmplă? Tata marșează. Hai pe aici, hai pe topogan. Hai, hai la mami. Hai, mami. Hai la mami. Hai la mami. Hai pui-o. Prinde-o. Opa, așa, în altă ordine de idei, cu tata. Tata așa. Nu e într-o situație prea bună, mari șanse de recuperare nu sunt. Așa? Probabil o să rămână paralizat o bună parte de vreme din viața lui, dacă nu toată viața lui, Doamne ferește. Așa? Deci, nu prea sunt mari șanse pentru tata. Dar dacă vei veni în casă, așa? Ascultă-mă bine. Care e condiția? Condiția? O auzi bine. Dacă vin în casă, trebuie să ții ciocul. Ai auzit? Într-adevăr, are dreptate. Am un beneficiu dacă mă mut la ei. Normal că îi convine, doar are de ciugulit și ea și Fisa. Dacă taci, ai avantaje. Dacă ci lipești,
ai de pierdut. Am înțeles, zici tu. Ok. Da, și bănuți și multe ai de pierdut. Așa okay. că este în interesul tău. Așa. Și implicit și al meu. Așa. Să-ți vezi de treaba ta, că să taci. Ok. O să vin la tine să luăm bagaje, ce mai ai tu de luat și după așa. Să te ajut cu mutatul să vin la noi. Și când asta? Păi cât de repede se poate. S-ar cheltui mai puțin bani așa și face și eu puțin economie în bugetul meu. Păi atunci, hai mami, ne mai dăm o dată, ne mai jucăm? Hai, hai să ne mai dăm o dată. Mami. Haide, mami. Hai. Vezi, deja îi place ce am adus. Da, uite. Vezi? Ia, prinde-l. Hai mami, prinde-l. Hai să ne jucăm. Ia. Eu dai și lui mami? Dai lui mami? Hopa, ia-o și tu. Hai, tu. Alesia este prea mică acum să înțeleagă ce se întâmplă, dar sunt sigură că ea va câștiga inimile tuturor din casă. Iată că a sosit și ziua în care Alesia și Maria se mută în vilă. Cu această ocazie, Angelica și Călin își pot cunoaște nepoțica și pot petrece timp alături de ea. Cât despre Maria, rămâne de văzut cum se va integra în familie. Tată, ea este Maria. Mama copilului și... Bună ziua! Bună ziua! Prietena mea. Facem cunoștință ca și cum am fi doi străini. Maria! Știi ce-mi doresc eu de la tine, nu? Da, știu! Discreție, distracție, momente frumoase și poți să fii sigură că vei avea tot ce vrei. Ce trebuie să înțelegi că nu mă sun tu, ok? Nu-mi trimis mesaje, nu mă deranjezi. Te sun eu, te caut eu. Ok? Ok. Super. Super, așa trebuie și totul îți garantez. Uite-te la mine, îți garantez că va fi bine. Ok? Eu mă bucur de tinerețea ei, ea se bucură de banii mei și împreună ne liniștim unul pe celălalt. Și la birou ne afișăm cât mai puțin. Ok? Tată, însemne și mie actele... Ce faci mai aici? Ce faci, mă, aici, tată? Dănuț. Tată, ce faci aici? Dănuț. Niciun Dănuț, ce faci aici? Și tu ce cauți, mă, aici? Tată, ce faci? O înșel pe mama? În birou, în firmă? Dănuț, uite-te la mine. În firmă? Uite-te la în ochii mei. Măi, omule! Las-o, Dănuț. Niciun Dănuț. Dănuț. Băi, ești dezbrăcat cu femeia asta în firmă? Unde vezi că ești dezbrăcat? Tată, ce faci? Dănuț. Tată, ce faci? Liniștește-te puțin și ascultă-mă, tată. Las-o așa. Am grijă, da, gura mică, ai uitat ce ai văzut aici. Nu s-a întâmplat nimic, de fapt, ce crezi tu că s-a întâmplat. Nu, nimic. Îmi spui de ce ai nevoie, câți bani, cât ce și te rezolv. Ok? Ai uitat ce a fost aici. În clasa 12-a este ușor de manipulat orice copil, mai ales când îi dai ceea ce are nevoie. O înșel pe mama? Dănuț, ești bărbat? Mă, o înșel pe mama? Dănuț, ești bărbat? Sunt. Ai văzut? Bărbații între ei își țin parte. Gurița mică, uite ce ai văzut aici, calmează-te, n-ai văzut momentul ăsta. Maria nu e aici, eu nu sunt aici. Ca eu să țin gurița mică, trebuie să prestezi. Îți garantez, tată, îți garantez. Nu trebuie să prestezi, dar urgent, urgent, face tic-tac, tic-tac timpul. Te rezolvă tată imediat, da? Te rezolvă, tu mergi liniștit acum, uite, n-ai nicio treabă, mama nu ai nicio treabă, nu știi nimic, n-ai văzut nimic și vorbim, ok? Gândește-te bine ce vrei. Gândește-te foarte bine ce vrei. Nu știu ce vreau. Gândește-te tu ce vrei ca să uiți puțin din tensiunea acestui birou. Ok? Hai. N-am terminat-o cu tine. Te-am pupat. Da, ăsta este adevărul. Eu nu am treabă cu fisul, eu am treabă cu Călin. Că doar cu Călin am avut o relație de 4 ani. M-a jucat pe degete. A făcut-o pe Alesia ca să aibă de profitat toată viața. Năucitor, Angelica se află într-o eroare totală. Trăiește cu convingerea că Alesia este nepoțica ei. Nici nu bănuiește că micuța este de fapt sora vitregă a lui Dan, care continuă să se erigeze în rolul de tată, făcându-se părtaș la jocul murdar inițiat de Călin. Cu alte cuvinte, Angelica trăiește sub același acoperiș cu amanta și fiica soțului ei. La mami jucăriile? Ia uite ce are bun aici, un cățeluș. Îți place? Da. Wow, vezi? Ce culori are? Ia. Stai aici la mine. Ce culori are cățelușul? Ce culori are, știi? E alb. Așa face, da? Deci nu înțeleg cum mama se poate gândi că la 21 de ani ai mei eu pot avea un copil. Eu întotdeauna mi-am dorit o fetiță. Dar nu s-a mai putut. Și de aceea voi face
tot ce îmi stă în putință pentru nepoțica mea. Vă mulțumesc frumos că i-ați cumpărat atâtea jucării. M-am ocupat și eu foarte mult de ea, să îi cumpăr jucării. Nu știu, vă sunt recunoscătoare pentru tot ce ați făcut pentru fetița și ce faceți pentru fetița mea. Mă bucur că pot să fac asta. Ce nu mă bucură e că trebuia să vii de mult la noi la ușă să ne spui. Da, știți, eu n-am vrut să vă creez probleme, m-am gândit și la este el. Este un copil, el avea 18 ani, n-a știut să gestioneze, dar tu trebuia să vii și să ne spui. Uitați care e situația și găseam o soluție de atunci. Da, știu, dar m-am gândit că era și în perioada cu Bacul și își dorea să meargă mai departe și am zis totul să nu fiu chiar așa, așa de obraznică. Da, când e o viață la mijloc, da, dar știu. Trebuie să știm din... Te duci cu tati? Da, mă duc eu cu ea sus. Ok, ok. Eu sunt curioasă dacă măcar acum se va afla adevărul. Eu n-am cum să-i spun nevestei mie adevărul. Iar fiul meu mă susține. Ia să vedem. Ia uite ce s-a făcut, ți-a desenat pe perete înainte să vii tu aici. Ia uite ce frumos, îți place? Mă, îți place, Lilo. Vezi, ia uite. Ia uite. Îți place? Da. Ți-a cumpărat tati înainte, ți le-a pregătit. Da. Să ai o fata, cameră frumoasă. Da. Dai un pup? Da. Pup. Mm. Mi-a scăpat situația de sub control, la fel ca și mașina. Și acum nu știu încotro să o apuc. Dacă tot îl ajut pe tata cu toate treburile astea, bine ar fi să-mi iasă și mie ceva. Tata lui tata. Da. Ia. Ve. Jucăriile. Surpriză. Surpriză. Ce ia, îmi aduci pe tati unul? Ia, pe care vrei tu? Pe care vrei tu? Așa, ia, hai să venim cu ăla. Okay. Ia, stai mai așa cu ei? Ia, da. Stai să te ajut. Ia să ajută tati pe ea. Așa. Ia. Ei, ce faci? Ce faci? Tavelă. Ce faci? Eu tot asupra mea, dar sper un singur lucru, să nu se afle. Înconjurată de ipocriți și mincinoși, Angelica se pare că este singura cu intenții sincere și pozitive. Își dorește ca nepoțica ei să aibă parte de grija și iubirea întregii familii. Doar că, după cum stau lucrurile în fapt, Angelica poate afla oricând adevărul, iar Călin și Dan sunt conștienți de acest lucru. Chiar n-am să vă deranjez niciun punct de vedere, doar că situația m-a împins în așa fel să apelez ajutorul vostru, pentru că, din păcate, părinții mei nu mai ajută, sunt și ei foarte bolnavi. Am înțeles și... că ei te-au susținut până acum? Părinții mei. Părinții tăi? Și, na, am zis că trebuie să fac într-un fel, pentru că mi este foarte greu să o cresc singură, plus creșa, plus, sunt foarte multe. Dumneavoastră să știți cel mai bine că l-aveți. Știu ce înseamnă copil și seamănă, sunt bucățică ruptă. Da, picături de apă. De apă, da, 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 într-adevăr. Ui, să știi că ți-am pregătit camera sus, da. Ți-am făcut loc în șifonierul lui, nu știu ce decideți voi cu relația voastră, dar eu zic că puteți să îi dați o șansă măcar să încercați. Asta vă sfătuiesc eu. Da, eu vă înțeleg, doar că Alesia este obișnuită să doarmă cu noi și aș prefera să dorm separat dacă se poate și nu este o problemă. Eu nu insist cu nimic, ideea e că voi decideți. Dacă vreți măcar să încercați, eu așa am gândit că cel mai bine pentru cea mică este măcar să încercați să reluați legătura și relația de unde ați ajuns să o faceți pe cea mică. Pe de-o parte mă gândesc și la mama, dar acum cu siguranță nu o să întâmple absolut nimic între tata și Maria. Acum nu ne mai gândim la noi, ne gândim la copil, pentru că până în final fetița nu are nicio vină că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Oricum mi-am dorit și am vrut să păstrez această sarcină, nu cu alte intenții, pentru că am văzut în el un bărbat, în adevăratul sens al cuvântului, un adevărat bărbat. Din punctul meu de vedere, așa l-am văzut, așa l-am simțit. Da, ne bucurăm mult să auzim chestia asta, da. Voi face tot posibil să-l pentru dragostea lui, pentru că îl iubesc și vreau să fim cu toții bine. Cu nevastă mea, cu amanta, cu fimiu, cu fimea, sub același acoperiș. Nu fi așa de sigur pe tine, Căline, că imprevizibilul joacă un rol foarte important în viață. Zilele trec și Dan cu Maria joacă în continuare rolurile cu multă convingere și fără urmă de remușcare. Măi, tată, ce-ți veni? Cum să mă întreb dacă e copilul meu? Măi, tată, tu nu te-ai prins? Tu nu te-ai prins? Mi-a fost frică că îi spui adevărul lui măta. Păi, dar normal că am luat asupra mea. Ce ai zis până lui mama că e copilul tău? S-am ridicat-o la fileu, normal, dar până la urmă ai dat-o bine. Stai liniștit. Da, mi-am luat totul asupra mea. Asta am făcut. E în regulă. Lasă că am eu grijă. Da, e în regulă pentru tine.
Dănuț, nu-ți fă probleme. Știi că am grijă de tine, știi că te voi recompensa. Lasă că a fost bine așa. N-am crezut niciodată că o să ajungem la asemenea situație. Da, tata, a fost bine. Da, acum am înțeles, te-am acoperit cu ea de atâta timp, că prin firmă, că nu știu ce, de 4 ani de zile, da? Dar cât mai forțezi nota? Acum să o aduci în casă, să stea cu noi în casă? Mă gândesc și la mama până la urmă. Crezi că nu o să se afle până la urmă că fata asta pe care tu ai băgat-o în casă, în casă cu noi. Auzi, n-am băgat-o eu în casă. Diamanta. Acum e ideea lui Măta, e ideea lui Măta, n-am băgat-o eu în casă. Dar totuși eu zic că nu e o idee rea. Este clar că fătuca asta a venit după bani. Când n-ai de niciunele, faci orice. Ideea lui Măta nu e rea. O aducem în casă. Ca și iubita ta cu copilul tău. Da, bineînțeles, îmi iau asupra mea tot, că e și iubită și copil, cine știe ce mai... Mai pui să mă și căsătoresc cu ea? Nu! Nu, 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 ai fi în stare, ai fi în stare. Nu e cazul, stai, liniștește că o să-ți placă. O aducem în casă, e copilul tău, e femeia ta. Da, da, am eu grijă de tot. Ai avut grijă și de ea până acum, așa? Mă ocup, am eu grijă de tot și am grijă și de tine. Adică? Vrei bani? Se rezolvă. Stai liniștit, am grijă de tine, o să fii mulțumit. Nu-ți fă niciun fel de problemă, nu trebuie să faci mare efort, ce trebuie să faci? N-ai nicio treabă cu ea. E în casă, te joci și tu puțin. Chiar că n-am nicio treabă cu ea și nici nu vreau. Așa. Totul e să ai grijă cu Măta. Atât. Da, cu mama o să avem grijă amândoi să nu afle, pentru că știi cum se zice, țineți prietenii aproape și dușmanii și mai aproape. Da? Dar nu știu cât de mult o să poți să ții tu dușmanul ăsta aproape fără să se afle nimic. În casa ta, sub acoperișul nostru. Tu ia și acceptă ideea, rumeg-o puțin, acceptă și după aia eu am grijă de toată lumea. Din păcate, nici pentru micuța Alessia lucrurile nu se află pe un făgaș normal și asta îi poate fi dăunător în viitorul apropiat. Cel care se auto-intitulează tată este de fapt fratele ei, iar cel care este cu adevărat tată a devenit bunic. Dar Maria nu are în vedere acest aspect important, nu. Pe ea o interesează să-l facă gelos pe amantul ei, Căline. Tu ce părere ai despre situația în care te afli? Hai să ne jucăm. Hai să ne jucăm cu mingea. Hai cu mingea. Uite, hai cu piciorul așa. Că-l iubești. Dă-te, haide. Hai să ne jucăm toți trei, mami. Hai. Vrei cu mâna? Hai să facem cu mâna. Nu-i dai și lui mami? Hai. Haide. Eu vreau să-l fac gelos pe Călin. Trebuie să reacționeze într-un fel. Hai, du-te și spune-i lui tati cât de mult îl iubești, cât de mult te bucur că ne-am mutat aici. Haide, hai că ți-a cumpărat jucării multe. Ia. Îl pup pe tati. Bravo, mami! Bravo! Bravo! Hai să ne jucăm și cu mami. Mami, ia! Ce să fac? În loc de frate Isus, sunt taică-s-o acum. Hai să ne jucăm. Hai și tu. Hai. Bravo! Ia acum, mami. Bravo, fata lui tata. Bravo! Când îi văd împreună, simt că iau foc. M-aș ridica de pe scaunul ăsta, dar... Din păcate, nu pot. Angelica, uite-te puțin la ea, nu? Îmi pare rău să-ți spun asta, dar nu e ce trebuie pentru băiatul nostru. Uite-te la ea, n-are nicio treabă cu... Să o ia, să o îmbrățișeze, să o iubească pe asta mică, să vedem și noi că... Pe bune, uite-te puțin la ea, n-are... Și ce facem? Nu e pentru băiatul nostru. Păi nu e pentru băiatul nostru, dar trebuia să se gândească înainte să se cupleze cu ea. Ok, cum s-a cuplat cu, îți dai seama, cine e ea? Ce știm noi de ea? A cunoscut-o un club, da? Șaturi, alea, o fi... Măi, Călin, e cam târziu să ne întrebăm cine e. Dacă e dansatoare, dacă e alte alea. Suntem puși în fața faptului împlinit, nu mai e ce să mai... Și dacă e, ce e? E mama nepoatei tale. Angelica, Angelica, uite-te la ea, e siliconată, e buzată, e și-a băgat... Pe bune, nu e... Noi îl sacrificăm pe băiatul nostru cu femeia asta. De când s-au mutat la noi în casă, Călin doar tună și fulge. Sunt gelos. Sunt gelos pe propriul meu fiu. Și nu înțeleg de ce, că doar ideea de a-i aduce încoace a fost a mea. Îl sacrificăm. Nu îl sacrificăm, de așa e. Își sacrifică viața, trebuia să te gândească. Și să ne asculte când i-am zis ce să facă și cum să facă. Acum are un copil, trebuie să-și asume. Da? Ok. Nu l-am pus eu să facă copil. Ia gândește-te, dacă venea băiatul nostru, da? Cu o fată ca ea fără copil, o primeai? Nu. Tocmai că m-am îndrăgostit de ea, pentru că arată atât de diferit față de Angela.
Dar e cu copil și este clar a lui. Uite-te cum arată, că sunt două picături de apă. O fi a lui. Deci Dănuț cu Alexia seamănă leit. E capul lui luat și pus la Angelica, o fie a lui, nu o fie a lui, n-avem de unde să știm. Nu ai cum, tu... deci nu, eu nu am nevoie de un ADN să-mi spună că e fata lui. Pentru că seamănă. Angelica, tu ești orbită de faptul că e nepoata ta și de aceea tot bagi. Dar nu, uite-te cu atenție, deschide-ți ochii și uite-te cu atenție. Nu e femeia pentru Daniel. Nu e femeia pentru Daniel, dar ce vrei să faci acum? Să iei copilul și să-l crești tu și să-l excluzi pe ea? Ce vrei? Cum propui? Nu înțeleg. Dar eu zic așa, am adus-o în casă, da? Păi da. Nu cred că e o idee bună. Nu e o idee bună absolut deloc. Păi de ce? Și cu ea? Tu cum propui? Hai să vedem. Păi uite la ce mă gândeam. Uite la ce mă gândeam. Îi luăm o garsonieră. Închiriem o garsonieră și să stea acolo. Daniel se duce și îi vizitează, stă cu fetița, se joacă. Îi plătește pensia alimentară, se descurcă și... Călin, tu cred că uiți că eu am crescut fără tată și că eu știu ce înseamnă să crești fără tată și nu accept așa ceva. Nu din cauza mea s-a ajuns aici, s-a ajuns așa din cauza lui tata. El s-a încurcat cu cine nu trebuie. Copilul are nevoie de tată lângă el. Ori îi mutăm pe amândoi undeva, eu nu concep să crească copilul fără tată, să nu-și asume. Știi că asta a fost frustrarea mea toată viața. Corect, eu te înțeleg, dar tu te gândești... Să arate toți copiii la școală cu degetul, stop, când o bate cineva să n-aibă cine să ia apărarea, păi cum să crească copilul ăsta așa? Și eu să o las. Și eu să permit treaba asta. Păi cum crezi că aș mai respira eu? Angelica, tu te gândești la tine și te înțeleg, copilăria ta, îți înțeleg, dar tu gândește-te, te rog frumos, gândește-te la Daniel. Nu vreau să-i stricăm viața. Are 21 de ani. Hai să... Nu-i stricăm nicio viață. Tocmai de-aia i-am adus aici ca să-l ajutăm noi. El să-și facă viața și noi să creștem copilul. Nu? Sau măcar să ajutăm, să-i sprijinim din spate. Nu trebuie să-mi placă mie, nu trebuie să facă frumos pentru mine, nu trebuie să mă perie pe mine. Tot ce trebuie să facă e să fie o mamă bună și să-l iubească pe Dănuț. Uite-te și tu la ei, uite-te și tu la ei, nici nu se potrivesc, uite-te la ei. Uite-te la ei cât de bine se înțeleg. Asta numești tu înțelegeri, că arunc o minge de colo. Au început. Să crești un copil înseamnă mult mai mult. Sunt sacrificii, sunt... El la 21 de ani mai are încă de copilărit. Așa e, sunt de acord cu tine. Și ce propui? Dacă a făcut un copil, trebuie să-l crească. Ei, asta e culmea. Călin își permite în ipocrizia lui să vorbească despre sacrificiile unui părinte pentru a-și potoli gelozia. El este capabil să-și sacrifice fetița lăsând-o fără tată. Mami, ai grijă! Haide, ai și tu! Bravo! Ia, acum ai de la depărtare. Ia, mami! Tot vrei să mă aflești, văd. Nu te lași! Pa-ca! Mulțumesc! Așteptam să reacționeze într-un fel, dar văd că este în continuare laș. Țintuit în scaunul cu rotile, Călin se simte incomplet ca bărbat și devine gelos pe tinerețea și vigoarea lui Dan. Gelozia lui este alimentată de Maria și escaladează zi după zi, până când... Maria? Tu mai bați mult joc de mine? Mai continuăm șarada asta urâtă? Cu ce îmi bați joc de tine? De ce îți bați joc de mine? Da, cu Dănuț, cu ce faci prin casă? Eu te-am adus aici cu alte gânduri, cu alte... Noi parcă vorbisem altceva, parcă stabilisem altceva. Acum ce faci? Dar ce fac? Ce explică? Argumentează? Maria, te-am adus în casa asta ca să ai grijă, da? În primul rând de fetiță, în al doilea rând de mine. Acum ce faci? Ești cu Dănuț? Păi dorm cu Dănuț? Vine noapte aici și dorm cu Dănuț? Ce fac? Ce faci? Sigur că dorm cu Dănuț? Maria, am văzut ce faci, cum râdeți, cum vă hiliziți, cum te ia pe mine, mă bagi în... Păi nu este normal ca să nu bănească nevastă ta ceva și îmi pus să nu dorm cu Dănuț? Nu dorm noaptea. Nu dorm noaptea pentru că știu că ea doarme cu fiimiu în pat. Arată-mi dovezi că eu dorm cu fiitul, adică ce aș putea să vă la un puiș de 20-21 de ani? Lasă că am văzut eu, păi tocmai aia. Ce ai văzut? N-ai văzut nimic. Are 21 de ani. Ok, nu dorme acum, dar nu poți să știi într-o noapte cum vine și...
rezolvă și el să urcă, că vorba aia e băiat ce e tânăr. Ești clar văzător mai nou. Super, ce să zic. Marian, nu e ok. Marian, nu e ok ce faci și eu am avut încredere în tine. Te-am adus în casa asta ca să nu mă mai repet. Păi da, știu chestia asta, dar înțelege și tu că eu nu am nicio treabă cu fiul tău. Ceea ce fac, fac pentru că nu vreau să dau de bănuit. Asta a fost și ideea când am tăiș, nu? Și când vă hilizeați și i-arătai în față așa frumos, atunci cum era? Doamne, cât de gelos ești, nu-mi vine să cred. Asta am și vrut, să pună piciorul în prag. Nu este vorba de gelozie. Este vorba de Fimiu, de Dănuț, la 21 de ani. Are poftă, e, îți dai seama, toată fierbe în el, e normal. Și asta ce gândește. Și tu ce să faci? Nu-i da apă la moară. Păi de ce-i dai apă la moară? Păi tu-i dai apă la moară toată ziua. Am văzut cum îi dai apă la moară și cum... Știu că tu ești gelos. Maria, nu e vorba de gelozie, e vorba de băiatul meu și e vorba... E vorba de mine azi, mai sunt și aici. Haide, nu fi gelos. E vorba, nu e vorba de gelozie. Nu, ba da, ești foarte gelos și eu nu înțeleg de ce ești atât de gelos că n-am nicio treabă cu Vitu. M-am folosit de el ca să ajung aici, știi tu foarte bine. Maria, eu nu te cred, Maria, eu nu te cred, trebuie să-mi vorbim. Da, mai văzut că m-am pupat cu el, că m-am luat în brațe. Ce faceți voi noaptea? Ce facem noi noaptea? El doar mi-am adus și dăm cu Alicia, ce crezi? Tu dormi cu Alicia? Păi cu cine vrei să dorm? Vitu, în pat. Dorm? Și dacă într-o noapte, și dacă într-o noapte vine peste tine? E, uite, nu o să vină peste mine. Și dacă vine? Păi cum să vină dacă eu dorm cu Alicia? E un copil, dorm copilul în pat, ești nebună, cum să fac ceva cu copilul în pat? La 21 de ani, ce pretenții am de la Fimiu? N-are cum să stea cu minte. N-am stat eu la 45 de ani. Trebuie să te gândești foarte bine. Da, o să mă gândesc, dar... Eu zic că... Nu zici nimic. Tu trebuie să pleci din casa asta. Nu plec pentru că eu sunt aici cu un scop și vreau să am grijă de tine. Știi că am făcut cursuri de masaj și trebuie să te ajut să te recuperezi. Cum să plec așa? Maria, este mai bine să pleci din casa asta, ți-ai fata, te duci frumos, te rezolvi, eu nu sunt niciun fel de problemă. Ah, stai puțin, ai mașina care ți-am dat-o, așa, ok? Știi, mașina. Așa, ui, frumos, o vinzi, iei, sigur, iei 10.000 de euro. Așa, și cât trei crezi luni că de zile o să reziști, trei? Nu te grăbi, lasă-mă să vorbesc și eu. Trei luni de zile o să te descurci cu banii de mașină și după aia te rezolv eu. Chirie, da, mă rezolv cum mai rezolvat până acum, acum să tu nu mai poți să stai în casa asta, crede-mă, tu nu mai poți să stai în casa asta. Normal că pot, cum? Eu ți-am spus ce-i spune nevasta că plec eu așa dintr-o dată de aici. Te-ai hotărât că e mai bine prin de ce e mai bine? Ta, pentru copil, găsești tu... Când am venit aici, ce a zis soția ta? Ce a zis soția? Ia, adu-ți aminte că trebuie să lupt pentru viitorul fetiței și pentru fetița noastră, să fim împreună, să oferim o familie. Că uite, sunt atâtea familii care stăția copii care cresc fără părinți și nu e ok. Ce educație poate să primească acest copil la trei anișori? Da, ce Maria, educație! Maria, să-și vadă părinții despărțiți? Nu, nu este ok din punctul meu de vedere și eu nu sunt de acord cu chestia asta. Fie că îți place, fie că nu-ți place, eu rămân aici. Maria, eu te înțeleg, dar poți să ai grijă de fată și în afara casei astea și poate să vine Dănuț la tine să o vadă, dar nu văd de ce mai bine. Nu, Dănuț este tatăl ei, știi foarte bine. Dănuț nu poate să... pur și simplu să stea numai cu ea, pentru că tu ești tatăl ei, o să-i spună și lui tata și ce-i tata, pentru că copilul ăsta o să aibă capul varză. Tocmai asta e încă un motiv, pentru că văd că fata e bulversată, cea mică, da? Așa. Îi zice lui Dănuț tati și la un moment dat nu mai înțelege. Cine până la urmă tati ei? Și cine e tati până la urmă? Știm foarte bine cine e tati. Ia, cine e tati? Ia zi. Nici tu tati? Maria vrea să-și asigure viitorul ei și pe al Alesiei, motiv pentru care este hotărâtă să nu părăsească vila și să se complacă în continuare într-o minciună. Dar oare până când va mai fi posibil acest lucru? Maria, Maria s-a terminat totul. Maria, trebuie să înțelegi. S-a terminat nimic. Maria, uite-te la mine că nu mai sunt. Te rog eu mult, nu mai. Te rog eu mult. Înțelege că nu mai s-a terminat totul între noi. E doar în capul tău, nu s-a terminat nimic. Te lași pe mâna mea să vezi dacă mai simți? Trebuie să terminăm. Trebuie să... Nu, terminăm, că n-avem ce să terminăm, înțelege? Știi, foarte bine ce sunt aici. Maria, trebuie să ce ne gândești... Ce faceți mai aici? Deci nu pot să cred atâta nesimțire. Deci nu pot să cred. Ce făceai cu viitoarea ta noră în brațe? Ce făceai? Ce făceai? Ce făceați aici? Angelica, calmează-te. Vorbeam pur și simplu. Calmează-te. Vorbeați la el în brațe?
El a venit la mine în cameră acum. Angelica, te rog, calmează-te, te rog. Mai ai și impertinența să-mi răspunzi de sus? Angelica, te rog, calmează-te, te rog. Ia mâna după mine. Cred că am drepturi. Drepturi? Știu, fiul meu nu are planuri de viitor cu ea. Dar atâta timp cât este mama copilului lui, ea este nora mea. Ce drepturi ai, mă? Păi ia să spune el. Ce drepturi ai? Și cu fimiu și cu tasul? Nu, doar cu taxul. Poftim? Păi... Cum adică doar cu tasul? Angelica... Că... Păi să-ți explice el, adică... Angelica, stai puțin, calmează-te, că nu o lua chiar așa de repede, că... Nu o lua așa de repede? Nu o lua așa Călin. De repede. Călin! Călin! Eu știu că toată viața ta ai fost fustangiu, dar am crezut că accidentul ăsta te-a dus cu picioarele pe pământ. Dar se pare că ești tot cu capul în nori. Bă, dar puteai să ai orice altă femeie! Pe noră ta, mă? Angelica, nu înțelegi. Pe noră ta? Stai că nu înțelegi. Tu-ți dai seama că ai distrus băiatul ăsta? Nu. Tu-ți dai seama că ai distrus viața? Angelica, nu înțelegi. Doamne. Nu înțelegi situația asta altfel. Eu nu știu ce fel de iubire e asta. E o iubire bolnăvicioasă. Călin, spune adevărul și gata, terminăm. Ce adevăr? Ce adevăr să știu? Ce adevăr pe să spună, uite. Tu Angelica, ești cu Dănuț, Angelica. Și ai un copil cu el și te-am prins, prins în brațele lui, Angelica, nu? Angelica, calmează-te și ascultă-ne. Ia, hai să te ascult. Ia să văd ce ai de zis. În primul rând, du în casă la mine. Și în al doilea rând, nu cu nora noastră. Măi, băiatule, dacă vrei să verifici dacă mai funcționează, unul, că puteai să încerci cu mine că-s nevastă ta, și doi, dacă nu mai merge cu mine, căută-i și tu în anunțuri în ziar. Tocmai pe iubita fiului tău mai găsit-o? Mă, dar nu ți-e rușine așa puțin? Îți dai seama că l-ai distrus pe Dănuț? Angelica. Îți dai seama că ați distrus și pe Dănuț și pe aia mică? Angelica. Bă, voi cu ce gândiți amândoi? Că tu sunteți adulți? Tu nu înțelegi. Eu nu înțeleg, da, într-adevăr. Eu sunt mai proastă așa de felul meu. Și nu înțeleg. Nu înțeleg nici ce văd, nu înțeleg nici ce se întâmplă. Nu, nu, eu nu înțeleg. Am picat din nori ieri. Ce căuta noră ta pe picioarele tale? Ce nu înțeleg din treaba asta? Zi-mi tu ce nu înțeleg din imaginea asta. Nora ta pe picioarele tale. Mă așteptam să fie mai curajos, dar tot nu vrea să-i spună lui nevastă sa. Te-ai prins de unde vin banii? Și te-ai gândit tu că ăla mic nu are cu ce să te întrețină și ai trecut la tata? Sau cum? Că nu m-am prins. Hai mă, spune. Ce fel de femeie ești tu? Ce fel de femeie ești tu? Păi... Te aduc în casa mea să te ajut. Și tu ce faci? Ce fac? Păi să-mi distrugi și copilul? Hai pe mine ca pe mine. Dar tu-ți dai seama că îmi distrugi copilul? Tu-ți dai seama că pentru copil am închis eu ochii atâția ani? La ce ai făcut tu? Da, da, Angelica, da, e... Și vine fătuca asta, pe care i-am întins o mână să o ajut. Fătuca asta e chiar amanta lui, ce zici asta? Cred că mi-am dat seama din imagine. Super atunci, ce să zic? Super atunci? Să-și asume. Doamne! Dacă până acum am fost locul 2, de acum nu mai vreau să tac. De cât timp sunteți împreună? Îi zici tu sau îi zic eu? Întrebarea e, cum îi spun eu lui Fim? Pentru că trebuie să-i spun. Ce ironie a sorții! Angelica este hotărâtă să facă un consiliu de familie pentru a dezvălui un adevăr fără să bănuiască în niciun moment că procedând astfel va deschide cutia Pandorei. Mami, trebuie să-ți spun ceva. Ce? Oricât de dureros e adevărul, trebuie să-l afli. Spune, spune-mi o fierbe zi. Dar uneori e al naibii de dureros, deci uneori ustură, doamne, credeți-mă. Știu. Despre ce e vorba? Mă murește și pe mine cineva? Aici? Cred că mai bine să spună taică tu despre ce este vorba. Ce treabă să zică tata? Păi... Ce tată, ce s-a întâmplat? Ce vrei să mai spun? Hai, ai curaj și spune-i lui Fitu despre ce e vorba. Angelica, ce să-i mai spun? Ce să-i mai am? De ce ne-am adunat aici? Ia. Și de ce ne-am adunat noi aici? Mai oameni buni, ce se întâmplă? Doamne, credeți-mă, până la urmă soțul dumneavoastră are dreptate, da? Ce să-i mai spun? Ce să-i mai spună fiul? Păi nimic, că dacă n-are el curaj, poate doamna care i-a făcut un copil are curaj să-i spună. Să-i spun cum ce? Și-a bătut joc de el. Cum își bate joc de copilul meu. Angelica, ce vrei să obții? Mm? Angelica... Să afle Dănuț adevărul! Pentru că trebuie să-l știe! Ce dar poate adevăr? Știe. Poate îl știe! Cum adică poate îl știe? Să spună Călin.
Exact cum ați auzit, doamnă. Poate fiul dumneavoastră știe adevărul. Nu de ieri, de alaltă. Poate fiul dumneavoastră a fost dispus Spune-i. Să-și protejeze tatăl. Iartă. Adică tu știai că taică-tu și cu Maria sunt împreună? Iartă-mă. Tu ce poți să spun? Iartă-mă. Cu măta nu mă mai înțeleg, nu vezi în ce situație sunt. Mie și mie e greu, e normal că am dorit și eu. Da, ai dorit să o înșeli. O relaxare. Scurt. O relaxare, mai nou amanta relaxare. Nu așa spune mai nou la amanta relaxare. Dănuț. E sinonim în limba română amantă cu relaxare. Dănuț, ai 21 de ani, o să înveți bărbații, da? Își nu bărbații. Bărbații își țin partea, crede-mă. Ia-o așa cum a căzut, ai luat-o, e foarte bine. Da, am luat. Și după aia mă descurc eu cu ea în casă. Stai liniștit. Vrei să divorțezi de mama? Te întreb pe direct. Tu ești prost la cap? Păi dacă divorțezi tu, cu ce te alegi? Tată, uite în ochii mei. Când te-am dezamăgit eu? Uite în ochii mei. Vrei să divorțez de mama? Nu divorțez de măta. Jură-te. Mă jur. De ce când știi? De când știi? De mai bine de 4 ani. Poftim? De când eram eu încă minor. Aveam 17 ani. Eu am crezut că sunteți împreună de 2 săptămâni de când a venit ea în casă. Nu sunt împreună. Cum adică de 4 ani? Călin, cum adică de 4 ani? Angelica, nu mai are rost, ai aflat acum, da, ok, ți-a căzut lumea în cap, asta e. Nu înțeleg ce mai, ce rost mai ai, ce mai vrei să mai obții? Sunt împreună de 4 ani de zile. Și tu, ok, trebuie să zici chiar tot? Trebuie să știe până la urmă, nu? Păi normal că ți-a dat bani. Prefer să știu adevărul, da? Și la ce ajută, la ce ne ajută? Dar stai un pic. Dacă voi sunteți de 4 ani, împreună. Înseamnă că copilul este al tău, nu? Da, înseamnă că copilul este al lui. Da, Dănuț, nu este al lui și nu Dănuț, mai al lui. Dănuț, nu te mai băga, Dănuț, te rog. Vrei un masaj? Da. Oh, am înțeles. Oh. Ce părere ai? Ia, uite-te, de ce să vii să ia acolo. Ce e asta? Curaj. Hai, uite-te, vei să ce e asta, Maria? Maria, noi am vorbit ceva, da? Păi știu că am vorbit, dar uite, vezi, eu nu aș vrea să renunț la sarcina asta și nici tu să renunț la familia ta. Maria, noi am vorbit de cei doi D, da? Distracție, okay, am înțeles. Da? Și discreție. Tu dar ce faci acum? Dar nu trebuie să țip, că o să ne audă soția ta. Știu. Adică, Maria, hai să ne calmăm un pic. Exact, eu sunt căsătorit, eu nu-mi las familia, nu putem să lăsăm să se întâmple așa ceva. Maria, noi am stabilit ceva când am intrat în... În jocul ăsta, știu. În jocul ăsta, da? Discreție. Unde e discreția? Ce facem acum? Pe bune? Păi discreție de acum, dacă s-a întâmplat, eu ce să fac? Păi și nu trebuie să-l... Nu trebuie, ba, da, trebuie. Ți-am spus că nu o să te deranjez, nu vin la nevastă-te acasă, nu vin la tine acasă și așa mai departe. Maria, trebuie să înțelegi că eu familia nu mi-o las. Deci după să crezi... Oricum s-ar fi aflat. E la mintea cocoșului, tată. Deci nu aveați cum să duceți minciuna asta până la capăt. Nu pot să cred. Nu pot să cred cât de proastă am putut să fiu și cum v-ați bătut joc tot trei de mine. Angelica, n-a fost nimic serios, Angelica. Doamne, a fost să mai puneți pe cineva la socoteală. Căci nu sunt trei, sunt patru. Soacra dumneavoastră. Nu mai am nici bani de mâncare, nici de chirie, nici de întreținere. O am și pe cea mică, mi este foarte greu. Nici nu știu ce să mai fac. Păi tu vii tot timpul să te plângi la mine. Păi la cine să mă duc? Chiar... Dar când te-ai încurcat cu băiatul meu, nu te-ai gândit la consecințe? M-am gândit, cum dar am crezut că... o să fie bine și ai că... crezut că o să primești pomană mereu, da? Asta ai crezut, ei, nu se poate. Mi-e milă de asta, mică, îmi pare rău, ce să spun. Mi-e tare milă de ea, pentru că e un copil chinuit până la urmă. Dar tu nu te-ai gândit o clipă că omul ăsta e însurat, că omul ăsta are o nevastă acasă, că are o căsnicie fericită, să zic, da? Cum ai putut să faci asta? Păi am crezut că ai poate crezut. Divorțează, poate reușesc să fim o familie. Acum la cine să mă duc și o să mă ajute? Chiar nu știu, singura să-ți cale sunteți dumneavoastră, adică... Să-ți intre bine în cap. Băiatul meu nu o să divorțeze de soția lui niciodată, ai înțeles?
și n-ai decât să te descurci, ești fată mare, n-ai decât îți vinzi mașina, o să trăiești din banii ăia, după aia o să te angajezi, e problema ta, fetiță. Da, da, banii o să-mi ajungă o perioadă destul de mică, vine toamna, trebuie să o dau la creșă, să o dau... Nu mă interesează. Trebuie să mă duc și eu să caut un loc de muncă, nu pot să mă duc în momentul de față la muncă. O duci la grădii, ea... găsești soluții dacă vrei, dar tu nu prea vrei să muncești, nu prea îți place să muncești. Ei, vreau să muncesc, că nu-mi place să stau la mâna nimănui, să fiu legată la o pereche de chei, dar nu vreau. Tu mă nebunești pe mine. Îți place să muncești? Nu-ți place, spun eu. Ai stat la mâna fiului meu, acum el nu mai poate, știi foarte bine că nu mai poate. Da, știu situația. Nici măcar pentru el nu poate să mai întrețină. Nu mai poate, când s-a putut, ți-a luat mașină, ți-a luat tot ce ai vrut tu. Pe copil la... i-a cumpărat la fel tot ce, ce și-a dorit copilul. Acum, gata. Îmi pare rău pentru tine, dar n-am ce să-ți fac. Bineînțeles, na, vorbim despre fiul dânsei, era oarecum normal să-l acopere. Dar și când v-a privit în ochi, doamnă, da? Deci și când s-a pus lumea... problema cu nepoțica, nepoțica, da? Și atunci v-a mințit în față. Ce spun lunora mea când, când o să mă vadă cu copilul? La cui e copilul ăsta? Păi nu știu, sunt o vecină de scară, găsim, ne gândim și la partea asta. Nu pot să o mint pe Nora, dar n-am cum să o mint, înțelege lucrul ăsta. Toată lumea și-a bătut joc de mine. Nu, eu am încercat să te protejez, cum puteam deci să spun atunci? Deci eu sunt prostul casei. Nu, și al tău, nu e adevărat, mamă. Nu mai minți în momentul ăsta, că nu este ca și când ți-ai protejat tatăl, da? Știi foarte bine că au fost niște beneficii pentru tine. Unele chiar substanțiale. Știi foarte bine asta. Și chiar dacă au fost, cum era să-i spun eu mamei, vezi că tata te înșeală. Uite așa cum am adunat eu acum să-ți spun adevărul, că de-aia ne-am adunat aici. Să-ți Angelica. Spun adevărul, să-l afli de la mine, imediat cum l-am aflat. Destrămam așa casa. Se face. Destrămam casa, și mamă. Și ți se pare că acum o să rămână închecată casa? Și pentru bani faci treaba asta? Mai până vântut? La urmă, întrebarea ta este pertinentă, da? Cum era tu să-i spui mamei tale asta? La tata trebuia să-i 10 spună. Ani ai tăi. Nu da. Eu. Dar, a apărut și acest copil, da? Surioara ta. Poate că atunci trebuia să te gândești cumva să o pui pe maică ta în temă. Cum poate un tată să-și învețe copilul așa? Să-l plătească? Să-i ascundă lui măsa faptul că tu ai un copil cu alta? Liniștește-te, mamă, liniștește-te! A fost o greșeală de moment! O greșeală de moment? 4 ani! Liniștește-te! 4 ani! Liniștește-te, mamă! Doamnă, atunci, când banii, să mă liniștesc, atunci da? Când banii sunt cu nemiluita... Okay, da. Pentru că eu trebuia să divorțez la prima aventura ta. Și de ce n-ai făcut-o? N-am divorțat pentru tine. Ca să crești într-o familie și ca să ai și mamă și tată. Și să crești armonios. De-aia n-am făcut-o. Da? M-am sacrificat pentru tine. I-am înghițit lui toate măgăriile ca să simți ție bine. Și tu ce faci? Și tu ce faci, mă? Mă vinzi? Nu te-am vândut. Mă vinzi? Cum să spui că te-am vândut? Nu? Păi cum nu? Și atunci? Atunci de ce? Nu puteam să-ți spun cum era să spun cum. Uite așa, mamă, tata te înșală. Banii au curs râuri. Da, 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 Maria. Sunt sigură. Acum sunt după ce situația soțului dumneavoastră puzzle. S-a complicat, după ce universul da, a tras un pic linie și a restabilit echilibrul acolo în balanță, dânsa a rămas fără o sursă de venit. Și uite așa, și-a făcut curaj să vină și să spună adevărul. Pentru că v-a luat pe toți prin surprindere, Maria. Inclusiv pe mine. A mințit ca la comandă. Ce vă spune asta despre el? Îmi spune că știa clar că eu sunt fraieră și înghit tot. Am vrut să spune. Te protejez. Da. Cu bani. De câte să spun? Nu. Că am luat bani de la tata. Minciuna. E altceva. Să ții minte de la mine toată viața ta. Minciuna nu protejează niciodată pe nimeni. Întotdeauna adevărul, oricât de dureros e, spus atunci când trebuie, se poate rezolva mult mai ușor situația. Tu m-ai învățat de mic să-mi apăr familia. Da, să-ți aperi familia. Dacă veneai să-mi spui, exact asta făceai. Îți apărai familia. Îl dai afară pe tata din casă. Nu te-ai gândit că la un moment dat, inevitabil, da, mai devreme sau mai târziu, asta s-ar fi întâmplat? Că v-ați fi trezit cu femeia asta la ușă? Nu credeam în stare să fac o tâmpenie ca asta. Adică a fost în stare să se încurce cu un bărbat căsătorit, să-i facă un copil, pentru că ceva mă face să cred că nu a fost un accident, nu? Faptul că a venit acest copil pe lume. N-a fost nimic serios cu Maria, te rog, înțelege chestia. Nimic serios! 4 ani și un copil nu e nimic serios, domnule Ernest. Sunt eu nebună? Deci mie mi se pare că mă ia, mai am un pic să mă ducă să mă scoată nebună, să-mi pună dungă roșie pe buletin, pe bune, îmi insulți inteligența.
Deci nu cred așa ceva. Păi dacă soțul dumneavoastră a fost în stare, da, să se tocmească cu propriul fiu și cu mama, să pună la cale, deci i-a convins pe amândoi să pună la cale planul să acesta, da, să mergem pe ideea că de fapt este fiica ta și că este nepoata noastră și ce vă mai miră? Ce vă mai miră, doamnă? A trebuit să improvizez când a apărut la ușă și tata m-a luat, ce se întâmplă, ce nu știu ce. A trebuit să improvizez. Dar gândiți-vă la altceva. Gândiți-vă că toată ideea aceasta îi aparține soțului dumneavoastră, da? Gândiți-vă cât de mult îi ardeau lui tălpile. Știind că nu se mai poate deplasa în voie, că nu mai poate să facă vizite când are el chef, știți la ce mă refer, nu-i așa? La ce vă referiți? Angelica, eu proasta, nu mă înțelegi deloc de prin ce trec. Te înțeleg exact, nu mă dar înțelegi. Știi care e problema? Că tu în continuare mi-insulți inteligența. În continuare. Angelica, hai, te să, rog ne, frumos, hai să ne calmăm. Te rog frumos să-ți amintești cu cine ai fost căsătorită atâția ani, 23 de ani. Da, hai să nu ne certăm. Hai să... Și că nu sunt nici mamă, proastă. Liniștește-te, mamă. Și nici venită cu pluta. Hai te rog, mamă. Nici măcar aici, când era sub ochii soției dumneavoastră, să vă abțineți. Nu ați putut, da? Ați ajuns să fiți semi-paranoic, așa, să clocotească sângele în dumneavoastră de gelozie, că, păi wow, da, există da, o da. Apropiere. Da, că eu îi spuneam, uite ce frumos se înțeleg. Acum înțeleg. Acum înțeleg de ce te uitai tu așa și când mă luai la rost, când îți ziceam, uite că au început să înțeleagă, ia uite ce armonie între ei. Și luai foc, acum înțeleg. Și atunci mă luai de proastă. Nu, tu de fapt de aia Angelica, luai foc. Nu te-am că luat. Era amanta ta, se înțelegea bine cu Fitu și îi făcea ochi dulci lui Fitu, nu? La asta s-a ajuns? Să trăiți și cu soția și cu amanta? În aceeași casă. Nu știu, nici nu știu ce să mai spun. Bani. Știți ce ceva? Banii din om. Știți ceva? Mamă, liniștește-te. V-ați bătut joc de mine mai rău decât de ultimul om de la colțul străzii. Nu vreau să vă mai văd. Mamă, mamă, stai aici! Nu mamă! Nu stau nicăieri. Tu joc de mine. Camera mamă, stai! Fita, stai! Camera mamă, calmează-te! Camera lui mamă, Fita! Calmează-te, mamă! Fita, nu? Mamă, liniștește-te! M-a pus tactul să o fac frumos! Liniștește-te! Că e Fita! Mamă, nu, liniștește-te! Nu, bă, dar eu ce să mă bătea de joc? Liniștește-te! Ce sunt eu? Mamă, liniștește-te! Ce sunt eu? Mamico, cum te faci mai așa? Mamico, te rog, iartă-mă! Ia-mă la după mamico, mine! Mamico, iartă-mă, te rog! Bă, dar nu vă e rușine, mă! Cum să-mi faci smaș? Dar să-mi spui că-i Fita! Să iau în brațe ca pe de poata mea! Și de fapt să fie aluntat tu! Îți dai seama că e cea mai mare umilință pentru o femeie pe planeta asta? Mamă, te rog, iartă-mă! Eram și eu tânăr atunci când ai intrat în relație. Mai tânăr, aveam 17 ani. De ce nu mi-ai spus atunci să fii mă mamă? Fă proastă! Uite, își bate joc de tine, tata! Uite ce faci! Ai rămas gravidă! Păi și ce era să zic? Ce era să vii să-mi spui? Ce, crezi că o să rămână amantă toată viața? Dacă domnișoara n-are grijă de tine, lista femeilor cu care ai fost în ultimii 5 ani... Totul este din cauza ta! De ce ai venit la ușă? Ce ai vrut să obții? N-am vrut să destram casa! Că se destram! Ce au însemnat acești 4 ani? Ce a însemnat această relație? Tot ce are tactul, sau s-ar putea să nu mai aibă, trebuie să împartă nu doar la tine. Trebuie să-i dea și lui Fisa. Stabilisem că va fi discret și... divertisment și atât. Dacă vrei discreție, nu erai de acord că eu să vin să stau aici. Nu să stea 2 ani și zic de ce. Că tu bărbat nu mai ești, de produs nu mai produci și se vede clar ce gen de femeie e. Nu te uita la mine că eu am avut probleme în sarcini și mă doare spatele. Tata a venit la mine și m-a luat, uite, Dane, uite așa, 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 mămăta așa. Și... Pentru ce? Pentru bani, nu? Pentru bani, banii sunt mai importanți decât mama ta, nu? Am vrut să-l ajut. Care a stat cu tactul, care m-a înșelat pe unde a putut, cum a putut, ca să-ți fie ție bine. De-aia am stat cu el. Știi? Mamă, eu am vrut să fie bine, am încercat să te ajut. N-am vrut să spun să destram casa. Să mă ajut cum? Ia uite ce m-ai ajutat. Da, ai încercat să mă ajut pentru bani, mă băiatule. N-am vrut să destram casa. Uite că se destramă. Ia uite că se destramă. Ce, nu mai vine a și lui? Și uite cum se destramă. Ce, nu mai vine a lui tata? Nu, acum 4 ani dacă se destrăma, se destrăma frumos. Că a dat el cu muci în fasole, că i-a făcut asta un copil, se și întâmplă, tu iertai. Nu sunt eu singura femeie primai, care pățea asta. Și-o primai pe fata aia? Dar tu-ți dai seama, pune-te în locul meu. Pune-te-mă în locul meu.
De ce, mă, când am zis să o aduci în casă, nu mi-ai zis, mă, mamă, nu e, mă, mamă, fata mea, nu e nepoata ta, e alu tata. Cum era să spună? Cum să o iau eu, mă, în brațe pe ea, ca fiind nepoata mea, tu-ți dai seama? Pentru ce, mă? Pentru bani? Și când i-ai spus nepoțica? Pentru bani, nu? Pentru bani ai făcut asta. Liniștește-te un pic. Și când i-ai spus bunii, ți-a luat bunii, ce era să spun, nu e bunii? Da. Totul este din cauza ta. De ce ai venit la ușă? Ce ai vrut să obții? Ce? Noi vorbisem, stabilisem ceva, da? Stabilisem că va fi discret și divertisment și atât. Ce ai vrut să obții? Ce? Numai din vina ta se întâmplă toate astea. Ți-am zis că nu se atinge de familia mea nimeni. Dacă vrei discreție, nu erai de acord că eu să vin să stau aici cu fica ta. Totuși. De ce ai venit la ușă? Era la mintea cocoșului că nevastă ta o să-și dea seama. Oare de ce a venit Maria la ușă la dumneavoastră? Nu mai putea de grijă? Se gândea că poate soțioara dumneavoastră nu vă îngrijește așa cum trebuie? Oare? Ce au însemnat acești 4 ani? Ce a însemnat această relație? Că bănuiesc că discreția asta se plătește, nu-i așa? Iartă-mă, mamă! Și știi ce n-ai luat un calcul, mă, băiatule? Că tu pentru bani ai făcut asta. Știi ce n-ai luat un calcul, mă? Că acum tot ce are tactul, sau s-ar putea să nu mai aibă, trebuie să împartă nu doar la tine. Trebuie să-i dea și Lufisa. În loc să-ți ia casă, o să-ți ia un apartament, că trebuie să-i ia și lui. Ai înțeles? Știu că erai mic, dar ideea e că trebuie să gândești, că de-aia e creier. Înțelegi? Și tu ce ai de gând acum? Ce am de gând acum? Liniștește-te. Ei, uite, o să preiau eu firma. Cum să preiei tu firma? Păi stai. Tu rămâi cu tactul, că eu nu mai pot. L-am întors, l-am sucit, l-am spălat, i-am șters. Ce să-i fac eu lui tata? Da? Ce? Uite ce v-am făcut eu. Ce am făcut eu faci tu. Pentru bani. O să am facultate. Nu mă interesează. Trebuia să te gândești la asta înainte să vă bate joc de mine halul ăsta. Eu mi-am sacrificat toată viața pentru tine. Da? Știi cum ai făcut tu acum? Nu mop, preș. Și ai mai făcut și așa. Ai înțeles? Nu mă interesează. Și ce-i de făcut acum? Ce-i de făcut acum? Rămâi și ai grijă de tactul. Cum să rămân cu tata? Păi ce? Cum mă lupt eu cu el? Mă descurcați! Nu mă interesează! Mamă! Nu mă interesează! Ce pot să facă banii din om? Și am o întrebare și pentru dumneavoastră. V-ați gândit măcar o clipă ce viitor o să-i oferiți acestui copil? În momentul în care v-ați gândit că făcându-i un copil o să-l țineți legat cu lanțuri de dumneavoastră? V-a păsat măcar ce viitor va avea? Păi m-am gândit, într-adevăr, dar de aceea am și venit la el acasă, pentru că m-am gândit că este în situația în care este, m-am gândit că poate îi se întâmplă ceva, am vrut să mă asigur că fetița mea totuși o să aibă un viitor, totuși o să am posibilitatea să o cresc, să o dau la facultate, să-i ofer un viitor. Dar ce fel de om face un copil ca să-și asigure viitorul? Dar el, într-un fel sau altul, a fost de acord, mi-a zis ok, te ajut financiar, dar nu vreau să afle nevoastră. Maria, n-am fost de acord cu copilul. Maria, n-am fost de acord cu copilul, am fost de acord cu o relație. Așa v-ați gândit dumneavoastră că vă asigurați viitorul? Dar ce, crezi că o să rămân amantă toată viața? Mă mai îngraș, mai o să mai am și vergeturi? Nu, auto nu o să rămân amantă toată viața. Să nu mă cauți, ai înțeles? Mamă, stai! Nu, nici mama, eu nu mai sunt mama ta. Mamico! Eu nu mai sunt mama ta! Că ți-ai bătut joc de mine. Deci planul a fost... Angelica, Angelica, nu pleca, te rog. Niciun Angelica. Angelica, te rog, nu pleca. Da? Calmea. De ce? De ce? Vrei să-ți mai bagi joc de mine și Angelica, mai ai ceva în repertoriu și n-ai reușit să îl pui și pe la scenă? Te implor, calmează-te. Angelica, te implor, calmează-te și las, hai să discutăm, hai să vorbim. Ce să discutăm, dragul? Deci știi, Maria n-a fost pentru mine decât distracție și diversificare, n-a fost nimic altceva. Da? Da. Nu mă nebuni. N-a fost iubire. Și eu ce am fost? Și eu ce am fost? Iubirea mea. Că dacă ea... da, și așa tratezi tu iubirea ta? O faci preș? Da? Îl întorci pe copil, îl folosești împotriva mea? Cu bani? De ce? Asta e educația, mă, care o dai tu lufitul? Îl plătești să-mi ascundă lucruri? Și cam ce efecte crezi că are Angelica treaba asta? Poate am greșit, dar de ce nu mă... Nu poate, sigur. Ai greșit. 100% ai greșit. Băiatule. De ce nu mă lași și pe mine, Angelica? Nu pleca, te rog eu mult. Înțelegeți? Dar de ce să nu plec? Uite, ai un nou... nu știu cum să-i zic, da? Mama copilului tău... Angelica, nu să... înțeleagă că acum are 2 copii. Nu se compare cu tine. Și să aibă grijă și de tine, și de copii, și de casă, că eu nu mai pot. Da? Nu se compare cu tine, înțelegem greșeala, te rog mult, nu pleca. Păi atunci înseamnă că dacă nu se compară cu mine, s-ar putea să-i faci mult mai rău decât ce mi-ai făcut mie?
nu e... Așa tratezi tu un om pe care îl iubești și iubirea vieții tale? Angelica, nu e, nu e, nu e ca, nu va fi așa. Nu, nu, băi da, nu, nu va fi așa. Lasă-mă. Te zic eu ce se va întâmpla. Îți explic eu, da? Că eu o să lupt pentru firma asta, care e făcută din terenurile primite de mine, nu de tine. Tu acum ești în scaun cu rotile, nu știu cât o să mai poți să produci. Știi cât o să stea fătuca asta cu tine? Maxim 2 ani, așa. Maxim! Da, nu! Nu o să stea 2 ani și zic de ce. Că tu bărbat nu mai ești, de produs nu mai produci și se vede clar ce gen de femeie e. Maică-sa știa adevărul de la bun început, mi-a închis ușa nas, fisul nu mai m-a ajutat cu bani, dădea câte 300 de lei pe lună dacă mi-i dădea și pe aceea, că restul na, trebuia să-i țină pentru distracții. Ce era să fac? Pur și simplu... Nu fi făcut această greșeală de la bun început. Să nu fi făcut un copil doar ca să vă agățați de cineva. Dacă domnișoara n-are grijă de tine, lista femeilor cu care ai fost în ultimii 5 ani, sună-le, poate una din ele pe bani s-ar putea să aibă grijă de tine. Angelica, succes! Angelica, te rog nu pleca, Angelica, te rog nu pleca! Angelica! Nu mă mai căutați! Te rog nu pleca, te rog! Te rog nu pleca! Nu te uita la mine că eu am avut probleme în sarcini și mă doare spatele. Angelica, ajutor! Stați așa un pic, stați așa un pic, că nu putem. O așa, încet. Hai, Doamne! Ați pățit ceva chemând salvarea? Nu, sunt bine. Ați sunt auzit bine. Tot ce a spus, nu? M-ați făcut-o cu mâna dumneavoastră. Călin a primit cea mai dură lecție de viață de la soția lui, Angelica. El a rămas singur, imobilizat, în scaunul cu rotile și fără bani. Maria nu este dispusă să-l îngrijească, în schimb pretinde să fie întreținută. Micuța Alessia fiind pentru ea, încă de la început, mobilul perfect pentru a profita de banii lui Călin. Dată fiind situația finală, cu siguranță Maria îl va părăsi pe Călin, care în felul acesta își va pierde și fetița. Vinovat în aceeași măsură pentru umilința Angelicăi este și Dănuț. El și-a acoperit tatăl într-un joc murdar, punând-o pe mama lui în situația de a trăi într-o minciună sfruntată și lăsând-o să creadă că Maria este iubita lui, iar micuța Alessia, nepoțica ei. În urma divorțului, situația lui Călin va fi una deplorabilă, ținând cont că toată bunăstarea a fost construită pe pământurile moștenite de Angelica. Ai copii, ai probleme, dar să ne rugăm să fie sănătoși și noi să putem să trăim. Bă, o să mă găsească putre de aici. Da, de ce nu le faci și mata o cheie de asta să vezi cât de interesați sunt ei de voi? Le faci cum un test, cum le făceai când erau mici, să vezi care te iubește mai mult și care vine din interes. Eu pot să vin să am mai multă grijă de voi, că am cel mai mult timp liber dintre fetele astea două. Dar dați mie. Asta zici tu? Da, că am de toate. Am două joburi. Două așa. Joburi. Și tata ți-a dat cu sacul. Și atunci hai să punem în balanță. Cine a contribuit cel mai mult aici? Cine a ajutat la casă, la curte? Că, sincer, să fiu da, tată pe da, tine, nu te-am văzut. Nici pe Violeta nu prea da. I-am văzut pe aici. Păi nu e corect așa, că așa, așa ia tot acum. Stau și mă gândesc. Nu fi o idee proastă ce vrem noi să facem cu ei. Ne bate Dumnezeu, mă. Ne bate Dumnezeu. Ajung cercetător la metrou, unde mă duc? Nu mă interesează, e copilul meu, nu mă interesează! Nu te interesează, pe mine mă interesează de mine, Dico!